abia am avut anul și începând cu anul 2011 voi prelua ștafeta de la Mariana și voi lucra pentru centrul Europe Direct Răsărit, găzduit de Asociația CIF, prescurtată, nu mai stau să vă povestesc tot numele instituției tale pentru că e destul de lung. Materialul cu care ne-am înscris la acest concurs este un afiș cu mesaj general, un afiș realizat pentru toată perioada de programare 2009-2012 și cu acest afiș încercăm să ne prezentăm activitatea și existența noastră în județul Brăila. De ce un afiș astăzi prezentat? Ideea pornită la afișul pe care l-am realizat în 2008. Pe acel afiș aveam harta Uniunii Europene și deci, în prim plan era harta Uniunii Europene și în planul 2, harta României și cu punctul Europe Direct Brăila. Gândindu-ne că deja oamenii pe parcursul anului 2008 au început să ne cunoască, să știe că există, ne-am gândit că în 2009-2012 să mergem direct pe harta României și pe harta județului. După cum vedeți, încercăm să promovăm serviciile și telefonul centrului de contact. Folosim acest material pentru a promova toate evenimentele pe care le realizăm. Avem acest afiș în toate punctele de lucru și putem să spunem că nu este util în promovarea evenimentelor. Eu am vorbit mai puțin pentru că recunosc că am emoții, sunt prima dată.